Și uite, fii atent să spun eu ce cred eu că e cel mai important din dinamica asta între bărbați și femeie. Cel mai important. Cel mai important în ecuația asta nu este bărbatul. Eu am învățat cum bărbații să poată să facă acestor femei din ziua de azi față. Cu toate că în ultimii ani de când eu am ieșit de pe piață s-au schimbat ele mult, în rău, și mai mult. Că s-au schimbat, e o schimbare din 5 ani, vezi. Acum și mai repede. Problema cea mai importantă aici, în ecuația bărbat-femeie, este femeia. Este femeia, ea trebuie să vrea să se schimbe în bine și nu poți să o forțezi. Și nu vrea, și nu vrea, și este împinsă și este încurajată de păpușari, da, să meargă în direcția care s-a creat de zeci de ani. Sunt 70-80 de ani de când s-a început lucrarea asta asupra lor. Intensiv. Deci problema cea mai mare este la femeie, nu la bărbat, că bărbații au ajuns fătălăi din cauza lor, pentru că acum 100 de ani tu nu trebuia să înveți un bărbat seducție, el era bărbat. Bine că și atunci era un imagen Casanova, Don Juan și așa, și alții mai așa, mai normal, mai cumințe, știi? Dar și ei aveau petecul lor și stătea femeia o viață cu ei și nu înșela, că avea frică de Dumnezeu, avea fel de fel. E, acum sunt posedate. Ele nu vor să mai dea drumul la puterea asta, repede mii de ori. Nu vor, nu vor. Eu am stat de vorbă în particular și cu femei care, na, pe acolo sunt considerate nu știu ce și nu știu cum, iar eu am un stil de a vorbi când sunt singur, unul la unul cu ele, eu vorbesc că sunt ca o femeie cu penis, nu știu cum să spun. Nu feminin, dar sunt ca o femeie cu penis. Eu vorbesc cu ele altfel. Eu vorbesc altfel, eu cum îi spunea și lui Marian, eu vorbesc de mașină, de casă, de roșii, dar eu înțeleg de fapt de ele că nu vor nicio supunere. Vorbind de alte subiecte, nu de femei, nu de bărbați, eu înțeleg nesupunerea lor, orgoliul lor imens îl văd imediat. Din alte chestii, ele nici nu știu ce vorbesc cu mine, că eu vorbesc de cană, de ceai, de cafea, de tâmpenii, de un film, de fapt simt altceva la ele, momentele alea. Nu pot să-ți explic că nici eu nu-mi dau seama cum fac, pentru că e o competență inconștientă asta. Asta îi spunea și lui Marian, știi? Dar asta zic, cea mai importantă problemă este femeia. Pentru că femeia a simțit puterea asta care e ca un drog asupra bărbatului, ea nu știe că distruge tot și se distruge și pe ea și tot în jurul ei și toată planeta distruge. Distruge familia, tot. Bine, e mult de vorbit și aici, dar problema este la femeie. Tu ai avut dreptate când ai spus așa e, pentru că eu de-aia m-am și băgat să fac înregistrările alea, știi? Și așa, pentru că nu-mi convenea ce se întâmplă cu ce pățește bărbatul în ziua de azi. Nu-mi convenea, îți dai seama că doar sunt bărbat, nu? Și da, dar problema, femeia, problema e la femeie să-și dea seama ce face. Și ar fi bine dacă ea chiar ar crede că are consecințe treaba asta asupra ei, vieții ei și îi aduce nefericire. Ea asta trebuie să conștientizeze. Că nu o interesează pe ea că sărăcuțul suferă bărbatul. Poți să-i spui ei, nu știi, vorba mai aproape dinții ca părinții. Noi suntem motivați numai de egourile proprii. Ego-ul cântărește în termen de câștig pierdere. Ele trebuie să vadă un beneficiu sau o suferință. Deci, chestia pavloviană, pedeapsă, recompensă. Asta e tot. Deci problema este la femeie, la schimbarea femeii. La bărbați n-ai ce să lucrezi mult, decât dacă vrei să faci ce făceam eu în trecut, dar asta, bărbații nu mai au timp de așa ceva, mai ales de la o anumită vârstă, dacă n-au bani pe mână, dacă n-au liniște, nu poți să devii tu un mare seducător, să zic așa, să ai influența asupra femeii, dacă tu ai griji cu facturile, cu banii, primul rând îți trebuie liniște, trebuie să ai o anumită vârstă, nici la mine nu mai e valabil acum să mai reiau de la capăt călătoria asta. Aș putea, dar nu vreau în primul rând și doi la mână, trebuie timp, trebuie timp. Da, asta era concluzia, chestia este la femeie și nu știu dacă, nu știu dacă. Pentru că în final bărbatul dacă vede că nu poate face nimica,
Nu știu, dacă nu găsești o fată bună, mai bine singur ca bărbat în ziua de azi, că nu poți să întorci fluviul care curge, vremurile, nu poți să-l întorci. Așa că trebuie să te adaptezi, ce am zis mereu, acceptarea. Înțelegi care e natura femeii, o accepti și cu asta basta, mergi mai departe. Și dacă, să zicem așa, Dumnezeu nu-ți trimite o femeie bună, credincioasă, blândă, să fie ea așa, pentru că nu poți să o schimbi forța sau nu, trebuie să fie o dorință puternică interioară a ei de schimbare sau și în primul rând trebuie să aibă o sămânță bună în ea. Da. Deci problema e la femeie, pe scurt asta vreau să spun. Nu e atât de mult de învățat bărbații nimic, cu toate că și la ei e mult de așa, dar grosul e la femeie. E la femeie că e lucrarea la păpușarii la lume și e nasol. E nasol. Ne îndreptăm spre prăpastie din cauza lor. Spre prăpastie. Tot ce se întâmplă și din lumea asta și totul, hai să râzi, are legătură și cu chestia cu femeia. Că dacă femeia era ca lumea, Dumnezeu nu îngăduia lucrurile astea.